La inițiativa UNICEF pentru conștientizarea importanței sănătății mentale în contextul pandemiei, am decis să vorbesc despre modul în care mă păstrez pozitivă, mă păstrez veselă, mă păstrez cu energia cum trebuie. Unul dintre secretele mele este faptul că fac sport și sportul îmi dă o stare excepțională, îmi ridică pur și simplu modul și am chef de viață, chiar dacă poate în unele dimineți mă trezesc și intru și eu în cercul acesta în care intrăm toți, de tristețe, mai deschizi știrile, ascult ce se întâmplă în jurul tău și sigur că toate acestea au un impact asupra noastră a tuturor, dar în momentul în care faci sport, reușești să te reechilibrezi. Mai mult decât atât, aleg să văd jumătatea plină a paharului, aleg să văd lucrurile pozitive care s-au întâmplat în viața mea din cauza sau datorită pandemiei. Faptul că Sara, fiica mea, este în țară, ea fiind plecată de 4 ani, s-a întors din cauza pandemiei și studiază online. Faptul că ea s-a întors și am timp să petrec cu ea și mă bucur să fiu alături de ea, uite, asta este un lucru pozitiv de care mă bucur în fiecare zi. Am început să gătesc, bine, n-am devenit un expert, dar totuși învăț. Am timp să citesc, ceea ce nu se mai întâmpla de mult. Am timp chiar să văd filme sau o piesă de teatru online. Am timp să mă bucur de prietenii mei, pentru că înainte nu aveam timp să mă văd cu ei. Acum sigur că sunt destul de limitate posibilitățile de a ne întâlni cu cei dragi. Pe de altă parte, avem varianta online. Găsim întotdeauna dacă ne dorim. Este foarte important să fii pozitiv. Este foarte important să-ți dorești să fii bine, să fii vesel, să ai o stare bună. Viața este frumoasă, există și momente mai puțin frumoase, dar trebuie să trecem peste cu capul sus, cu bucurie și să ne rugăm. Doamne ajută! Găsiți mai multe amănunte despre campania Spuneți Oful pe site-ul UNICEF.